Cu lacrimi în ochi și copleșiți de emoție, absolvenții clasei a 12-a D a Colegiului Tehnologic Constantin Brâncoveanu din Baia de Aramă au asistat astăzi la ultima oră de dirigenție. Cei 29 de tineri entuziaști au devenit mândria unității școlare după ce au reușit să obțină rezultate foarte bune la învățătură, unii dintre ei devenind șef de promoție. Îmi iau la revedere de la anii de liceu. A fost o perioadă foarte frumoasă din viața noastră, a tuturor, în care am învățat multe lucruri importante de viață și ne pregătim pentru următoarele etape. Sunt o clasă de excepție. Asta au demonstrat-o la fiecare sfârșit de an, când au obținut premii. De la 8 în sus au fost mediile generale, iar anul acesta 3 medii generale sunt de 10 și toate celelalte medii până la 21 sunt de la 9 în sus. Îi felicit pentru aceste rezultate, am încredere în ei și le urez succes la bacalaureat și la toate examenele vieții. Azi, tinerii și-au luat rămas bun de la colegi și profesori și au uitat momentele grele din timpul liceului. Apoi, toți absolvenții de liceu s-au strâns în fața școlii pentru a participa la festivitatea de încheiere a anului școlar. Cu acest prilej, tinerii și-au exprimat recunoștința față de cei care le-au ghidat pașii în cei 4 ani de liceu. Începe un alt ciclu de învățare în viața noastră și vreau să le urez succes colegilor mei și toate mulțumirile doamnei diriginte și profesorilor din acest liceu. Am emoții când spun că sunt mândră că am terminat liceul alături de colegii mei și cu profesorii care m-au învățat tot ce trebuie să știu ca să devin un adult responsabil și le urez tuturor absolvenților succes. Am învățat foarte multe lecții importante, am avut și experiențe frumoase, dar și obstacole prin care a trebuit să trec, mai ales pentru că, cum a spus și dumneavoastră, am avut media 10 și a trebuit să trag toate materiile, în special acele la care voi da admitere și bac, și a fost un drum greu, dar a meritat într-un final. O zi deosebită, emoționantă, pentru voi, pentru noi, pentru părinții voștri și, evident, pentru colegii voștri. La final, dascălile au urat adolescenților succes și realizări în viitor, sperând că se vor revedea la fel de încrezători și optimiști la întâlnirea de 10 ani de la absolvire.